both active members of the NATO alliance, and we warmly welcome the commitment that the Romanian government, the Romanian people have made immediately to move to delivery of the Wales summit commitment of 2% of GDP invested in defence. That is the first duty of any government, to defend its country. Philip Hammond consideră că întărirea securității duce la prosperitate. De asemenea, înaltul oficial este convins că România și Marea Britanie vor colabora pentru a se asigura că NATO va duce la îndeplinire angajamentele pe care le-a luat la summitul din Țara Galilor. Din perspectiva României, cred că este extrem de important să dezvoltăm și să aprofundăm în continuare parteneriatul strategic dintre România și Marea Britanie. În primul rând, prin intensificarea dialogului politic la nivel înalt. Iată, este un foarte bun început, această vizită a ministrului Hammond la București. În egală măsură, prin crearea unui mecanism de consultări periodice. Un alt subiect abordat de cei doi miniștri de externe a fost și criza din Ucraina. Philip Hammond afirmă că Bucureștiul și Londra vor coopera în cadrul UE pentru a se asigura că forul comunitar rămâne unit și robust în a menține sancțiunile împotriva Rusiei până când acest stat nu mai încearcă să schimbe harta Europei cu ajutorul forței militare.